Judecătorii au anunțat că resping recursul formulat de localnici și instituții ale statului după ce și în primăvară le fusese respinsă o cerere de revizuire a vechii sentințe, ce atribuia aproape tot extravilanul satului familiei Colțeu din Arad. S-a dat sentința, este definitivă și revocabilă în sensul respingerii. Practic, familia Colțeu a rămas în urma deciziei cu întreaga suprafață de teren. Trebuie să vedem motivarea hotărârii și să vedem cum mai putem acționa în continuare. La tribunalul Arad au fost prezenți și localnici care au așteptat verdictul în timp ce familia Colțeu a lipsit. Am rămas fără să nu mai avem pe acesta cu picioarele. Toată suprafața noastră, a nadășului, toată anima noi, a lor, dar al Colței, familia Colțeu, și uite, ne respinge. Ce să mai zic? Nu am cuvinte să mă pot pronunța. Deci după cât ne-am străduit și am încercat să depunem și documente noi, să se respingă și astăzi recursul. Deci nu avem ce să facem. Absurdă, aberantă. Deci mi se pare că este încălcat dreptul la proprietate, este încălcată Constituția țării, într-un stat de drept nu mai avem dreptul la proprietate, suntem abuzați, se poate lua în orice moment proprietățile. Sentința de joi este definitivă și irevocabilă, astfel că familia Colțeu a rămas proprietară a peste 8700 de hectare de teren. Dosarul a parcurs procedura legală prevăzută de Codul de Procedură Civilă pentru revizuirea hotărârilor judecătorești, iar instanța de judecată are un termen de 30 de zile în care motivează hotărârea pronunțată astăzi. Întrucât s-a observat un interes major al mass media și al opiniei publice privind acest litigiu, de îndată ce va fi motivată, hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul Arad va fi publicată pe portalul Tribunalului Arad la secțiunea informații de interes public. Instanța Tribunalului Arad a decis la termenul din 4 septembrie să amâne cauza pentru 12 septembrie la solicitarea familiei Colțeu, cea care a câștigat în 2006 terenurile din extravilanul Nadășului și care, potrivit localnicilor, nu ar fi avut acest drept. Avocații familiei Colțeu au solicitat termen pentru a studia diverse documente depuse la dosar de către părți. În 12 septembrie, magistrații au amânat pronunțarea cu o săptămână. Conform avocatului Stelian Lupu, sătenii au cerut la începutul anului revizuirea sentinței după ce au intrat în posesia unor documente de arhivă, care ar demonstra că familia Colțeu nu ar fi trebuit să obțină terenurile. Dezamăgiți, sătenii așteaptă motivarea acestei sentințe și vor analiza ce posibilități mai sunt în acest caz. În România există doar căi de atac extraordinare ce țin de eventuale erori, dar totul depinde de motivarea sentinței. Nu este exclus ca sătenii să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului.